Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să fac puțină curățenie în colecția mea de machiaj pentru că vreau să văd ce produse păstrez, ce produse scot, pe care le arunc, pe care le donez. Am adus și produsele pe care le aveam sus pentru că eu filmez sus și le-am adus jos ca să le dezinfectez puțin, să le curăț și să vedem care-i situația. Tot astăzi vreau să pun și tabloul acela pe perete și să mai fac loc pentru unul cu diplome. O să încep cu partea de sus, încep cu paletele să le dezinfectez și să văd ce păstrez. Am trecut la sel tare și de aici știu sigur că o să scot iluminatorul ăsta de la Elf pe care nu l-am folosit niciodată. Îmi cer scuze pentru unghiile mele, n-am avut timp și chef să le fac. L-am de vreo 6-7 luni și nu l-am folosit, nu mai are rost să îl păstrez. Cred că o să-l scot și pe ăsta de la Essence pentru că nu l-am prea folosit. Și aici sunt iluminatoarele. Cred că pe asta o păstrez. Pe asta o mai păstrez și am una de la Zoeva pe care am să dau. Asta o scot că am nevoie de ele. Aici am paleta asta de la Sleek, am folosit-o ceva și pe asta o păstrez de aici, le păstrez pe astea, îl scot pe ăsta de la Essence. Aici am niște blush-uri pe care am să le pun aici și pe ăsta de la Essence. Nu prea l-am folosit și nu știu ce rost are să îl mai țin acolo degeaba. Aici sunt câteva farduri pe care le folosesc ca și iluminatoare. De aici v-am zis că sunt împrășteate aiurea. O să-l arunc pe ăsta de la Essence pentru că îi uscat și gol, la fel și Inglot Duraline l-am terminat. Păstrez paleta asta de sprâncene de la Atelier Paris, ăsta de la Kiko, ăsta de la Maybelline nu l-am prea folosit, așa că o să-l dau. Ăsta de la Essence nu-i bun de nimic. After Shape Brow Roller nu face nimic la gunoi cu el. Asta e un glitter, pe un lipiș pentru glitter de la Essence. Dăm pa, că nu prea l-am folosit. Baza de la Inglot o păstrăm. Și astea le păstrăm de aici. Și cam atât am, a, și ăsta de cuticule sigilat vreau să îl dau. Aici am niște gene care trebuie curățate. Aici am
terminat. În al doilea se spară bureței care trebuie scoși. Balsamul de buze, alea le păstrăm. La rimeluri trebuie să mă uit un pic să văd care sunt uscate sau folosite. Asta o să fac eu după. Aici am niște Water Active Color. Ar trebui să le dau pentru că nu le-am folosit și nici nu cred că o să le folosesc din moment ce folosesc foarte mult pigmenți amestecați cu Duraline sau bazele de la Pilus. Deci, la revedere! Un fard de la Stila. Dacă aș putea să te deschid, ar fi perfect. Nu știu ce să fac cu el, că nu prea l-am folosit. Asta să fie lecție, pentru că cumpăr farduri mono și nu le folosesc. Astea niște clipere aici. Astea le mai păstrez la creioane, nu știu ce să zic. Le mai păstrez. Aici am baza de la, o bază de la MAC. O pun aici. Câteva gene. Plăsuțele pentru pensule. Aici sunt tușuri. Asta știu sigur că Seventeen. E un tuș de la Seventeen pe care l-am folosit și l-am terminat. Trebuie aruncat. Astea sunt niște tușuri cu sclipici de, la, de pe Amazon pe care nu știu ce să zic și ce o să fac cu ele, că nu prea să-i pot folosi. O să le dau fetelor mele să se joace cu ele, că nu se pot folosi, sunt foarte tari. Aici, la fonduri de ten nu umblu pentru că nu prea am ce să scot. De aici am asta de la L'Oreal pe care o să o scot și o să o dau. O păstrez pe asta de la Sephora pentru că mai am încă una. Pudre pe astea le păstrez, că oricum nu am foarte multe. Corectoare la fel le păstrez. Asta de la Elf o să-l dau că nu folosesc. Asta e de la un fond de ten, asta o dau. Aici cred că scapace. Și pe asta o să-l arunc, că nici nu l-am folosit, e deschis de ceva timp și arată urât. Îl expediem de aici. Aici am un sac de pensule de la Morphe. Sunt produsele de rezervă pe care le mai am. Aici sunt fondurile de ten și bazele pe care le mai folosesc pentru mine. Asta e goală. O scot. Astea le mai păstrez. Aici am gene, pigmenti și tot felul de chestii pentru machiaj. Baza asta o să o dau la Peri M. Îmi place. Și cred că le mai păstrez pe astea, că le mai folosesc uneori la machiaje. Vreau să scot de aici pigmenții ăștia de la Cupio Neon. La fel și ăsta de la Kiko. Aici mai am câteva palete, pe asta o să dau că n-am văzut-o niciodată. Astea trebuie reparate și le las acolo că le-am spart. Aici o să-mi pun paletele de la Pat McGrath. Și un sel, aici am paletele de la Pat McGrath și aici o să le pun pe cele de la P. Louise. Aici am câteva produse pentru față de machiante, dischete, dezinfectante, baze, pe astea o să le separ puțin. Și am să le pun pe masă, aici sus, ca să le văd și să le pot folosi mai des. Aici am
bijuterii pentru poze. Și aici mai sunt câteva produse pe care vreau să le scot. Paleta de iluminator de la Zaeva o să dau. Astea nu știu ce sunt. Pigment presat de la Ila Masca. O să-i dau și pe ăștia. Și acum să fac... Aici am pus produsele pe care o să le arunc, un tuș folosit de la Seventeen, ăsta de la Rimmel London care e folosit, Essence, After Shape Brow care nu-i pun nimic, Inglot Duraline care e terminat, ăsta de la Nip Fab, un corector alb care nu mi-a plăcut și și-a schimbat formula, un primer de la Boys & Berries pe care l-am folosit și un rimel de la Essence verde care la fel l-am terminat și astea o să plec. Aici am pus produsele care vor pleca de la mine și o să le dau unei fete care știu că le va folosi și se va bucura mult de ele. Cam astea sunt paleta de la Huda, Essence Elf, cam pe asta o să le dau, o să dau și pe asta că nu prea am folosit-o, Zoeva, Stila, asta am uitat să-l închid și vor pleca paletele de la Melchior pentru că nu le-am mai folosit și nu are rost să le mai țin. Sincer, îmi pare rău că am investit în ele, puteam să-mi cumpăr altceva și probabil că aș fi folosit mai mult. Acum, dacă aș fi să dau, dacă ar fi să dau timp înapoi, n-aș mai investi în palete Drugstore pentru nimic în lume. Și mai pleacă paleta asta de la Morphe 39S, pentru că nu prea am folosit-o, după cum se vede. Aici mai am câteva pe care le-am lăsat aici, sunt... cele pe care le duc atunci când filmez și n-are rost să le mai scot acum. Și cam așa arată rezultatul final după vreo 3 ore de mutat, dezinfectat, curățat. Am mutat tabloul care era aici, l-am pus acolo pentru că nu prea îmi mai place și aici am încercat să-mi pun diplomele, câteva, că mai am acolo în dosarul acela, mai am câteva și trebuie să mai fac un tablou. Ăsta, pentru tabloul ăsta mare de aici, n-am reușit să bat un cui în perete și o să trebuiască să mi-l pună Eli. Dar momentan e ok așa. Acolo mai am încă o diplomă, flutura și pe care știți dintr-un videoclip și încă un tablou. Masa care se trage în ambele părți și îmi place foarte mult că am spațiu cât îmi trebuie mie. Lampa, camera, aici am pus palete, rujuri, pensule, aici am câteva pe care trebuie să le curăț, produse pentru față și mai multe pensule și pigmenții de la AMA și câțiva de la Various. Momentan îi țin așa, o să-mi cumpăr de pe Shein câteva suporturi pentru pigmenți ca să-i organizez mai bine. Acolo am 3 palete pe care le-am spart și trebuie să le repar, paletele de la P. Louis. Pat McGrath, asta e de la Morphe James Charles. Alte câteva produse pentru față și acolo am bijuteriile pentru poze. Aici sunt produse pentru sprâncene, câteva baze. Am uitat să aduc bazele de la P. Louis de sus, dar nu am momentan nevoie de ele, o să le las acolo. Produse pentru sprâncene, blush-uri, pudrele de contur, iluminatoarele, rimeluri, creioane, tușuri, fonduri de ten, pudre, baze,
și mai mulți pigmenti. Vreau să-mi iau de pe Shane, că am văzut că au suporturi din acestea mult mai mari și o să fie perfecte pentru cei de la AMA. Și aici sunt amestecate. Și cam ăsta e rezultatul final. Aici am mutat parfumurile de acolo, le-am mutat ca să am loc pentru bijuterii.